Увага! Вибух! Volodymyr și echipa sa s-au deplasat aproape de linia frontului pentru a căuta cadavrele soldaților. Munca lor începe de obicei cu curățarea terenului de explozibili. Unii dintre aceștia au dispozitive capcană. Rușii ne-au lăsat surprize peste tot, inclusiv pe sub cadavre. Este general acceptat faptul că în acest război au murit până acum sute de mii de oameni, din ambele tabere. Multe dintre trupuri zac încă aici, în zonele rurale din estul Ucrainei. Nu durează mult până când echipa lui Volodymyr găsește ceva. Oamenii de aici aveau în gospodăriile lor găini, rațe, vaci și porci. Când au fugit, n-au putut să le ia cu ei, așa că le-au abandonat. Experiența îmi spune că acestea nu sunt osemințe umane. Puțin mai la sud, o altă echipă prezintă rezultatele unei operațiuni de căutare. 10 trupuri neînsuflețite într-o pădure. Multe imagini sunt prea macabre pentru a fi arătate aici. În unele cazuri, soldații purtau la ei indicii importante pentru stabilirea identităților. Avem aici un carnețel cu numere de telefon. Acest contact din agendă este probabil fiica lui. Cu această informație ar trebui să fie simplu să-i aflăm identitatea. Chiar și cele mai mărunte rămășițe fizice pot fi suficiente pentru identificarea soldaților căzuți. Există o amplă bază de date ADN. Am găsit bucăți minuscule de degete, dinți și tot felul de fragmente de oase în fecalele animalelor. Dacă există vreo șansă de identificare a persoanelor, nu ne dăm înlături de la nimic. Este important ca fiecare să poată fi redat familiei sale. Oleksiy spune că, analizând tatuajele, cizmele și alte indicii, se poate stabili de partea cui luptau soldații. Cei de astăzi, probabil, erau ruși. Ei ne-au ucis, dar noi rămânem oameni. Fiecare om ar trebui înmormântat cu demnitate. În echipa lui Volodymyr, căutările au dat roade. Au găsit rămășițele mai multor soldați căzuți. Luând în considerare locul în care au fost găsite, și acestea ar putea fi tot ale unor ruși. Volodymyr spune că ar putea fi schimbate cu rămășițele unor soldați ucraineni căzuți pe teritoriul aflat sub ocupație. Le punem într-un sac și le depozităm. Ulterior vor veni ofițerii speciali și le vor folosi în procesul de schimburi. Voluntarii știu că munca lor le oferă familiilor îndurerate șansa de a-și îngropa creștinește morții, dar și posibilitatea de a obține mai ușor ajutor financiar în baza unui certificat de deces.